Înțeleg că ăștia de la PNL au comandat un studiu. Râde mine, dar și de PSD, stați liniștiți, că ești de acolo de râs. Au comandat un studiu să vadă care ar fi cel mai bun prezidențiabil în perspectiva lui 2024. Studiu. Și studiul încă n-a ieșit, dar au ieșit pe surse așa că îi testează pe următorii. Blanco, ce avem de la PNL? Ia. Tripleta, deci primul, normal, care stă pe două scaune, de Ciucă. Greu ce e, politic vorbind, domnul Ciucă. Domnul Boc. De la Cluj. Domnul Bolojan, tot respectul pentru domnul Bolojan, l-aș vedea, în fine, l-aș vedea orice, numai să fie, la ce incapabil are pe partidul ăla. Cum vedeți tripleta asta? Ați pune votul pe vreunul dintre ăștia? Nu, dar va fi Ciucă. Ne-a zis și Silviu Mănăstire, eu înclin să cred. Boc nu, nici într-un caz. Boc nu? Bolojan nu, Boc intră în el. Dom'le, dar eu asta n-înțeleg, de ce nu Bolojan, domnule? De ce? Deci are și PNL-ul ăsta... Bă, doi oameni, nu știu, un om, despre care nu poți să zici că a fost hoț, nu planează nicio suspiciune. Ok, e mai încruntat el așa și îmi pare mâinile ca niște lopeți. Dar doar pentru că nu ne place de el, adică nu înțeleg de ce. Nu l-a promovat partidul la centru. Înțeleg că Iohannis nu l-a plăcut, da, așa. Domnul Cristache, mă întorc. Este foarte greu pentru un partid să aibă un premier și un președinte să propună pe altcineva. Așa și dincolo la PSD. Dar de ce? Așa este o tradiție, pentru că a fost o mare greșeală aia cu Dăncilă. Nu ați văzut, am înțeles că a avut un interviu bun. Foarte bun, am foarte. Pentru se mai întâmplă și... Pentru că de regulă pui om care, nu, cred că s-a... Ea era până acum cu frâna trasă. A, credeam că de mine ziceți că am fost bun. Nu, sunteți bun în general. Apropo, ia să vă zic, voi fac o invitație publică, trebuie să faceți un interviu, eu cu dumneavoastră. Unde? Nu știu, acolo fac eu un interviu față în față cu Cristoi. Mâine seara am cu Tucă. Aoleu. Păi și mă lasă să-mi fac un interviu de... Păi eu așteptam să mă invitați de prima dată, dar am văzut acolo că nu m-am calificat, am tăcut și eu din bără. Păi nu, m-am apropiat cu pregătire așa, care fac serviciile secrete. Mă preocupă foarte mult schimbările care sunt, domnul Cristache. Stați puțin, domnule, hai să terminăm cu PNL-ul și cu PSD-ul ca să nu zică lumea. Cu ăștia și după aia? Păi nu, era interesant. Deci Ciucă președinte, nu? Candidat, da. Și la PSD avem o tripletă și la PSD. Ia, dacă ne unim cu Moldova, va fi mai aia. Cei trei trandafiri, corect, e cea mai bună dintre toți. Adevăr că e cea mai bună. La PSD, Ciolacu, despre care a zis chiar cine? Ah, Dăncilă, că va fi. Zic și eu la fel. Firea și Rafila. Rafila aici cu depinde în ce sondaje și cine comandă sondajul. Că ați văzut, când apare, când apare. Nu. Cel mai multe șanse de a fi este Ciolacu. De ce? Pentru că așa zic eu. Haideți, domnule, dați-mi un argument, așa aveți... Păi hai să-i luăm pe cei doi. Păi da, hai să-i luăm. Pe Gabi Firea au obținut Ciolacu, așa, cu lugu-lugu, să candideze la primărie. Bine, dar acolo înțeleg că nu e chiar cu... că nu s-a stabilizat, că va veni Stănescu și a zis, dar ce are Gabi, de ce să nu candideze la președinție? Nu, nu, nu. A convins-o. Așa. Iar la Rafila e vulnerabil, că oricând se și poate... Și Ciolacu nu e? Ciolacu nu, când ești președinte de partid, nu ești vulnerabil. Am înțeles. Da, eu cred că... Dar nu știu, eu cred, deci cred, dar cum vă spun, că un candidat serios sau o candidată și care va și câștiga, va veni din partea societății civile. Dacă îmi spuneți Chiove și... Nu știu, Chiove și cine o fi. Deci, va fi un candidat surpriză, nu va fi politician și va fi, se va merge foarte mult, mult. Uite, vă spun de pe acum. Vă rog. Aș fi bun de consilier. Se va merge foarte mult crearea unei isterii. Nu mai vrem niciun politician. Politicienii sunt proști. Hoți, ne-au furat destul. A fost, cred că, în Cehia sau în Slovenia, în Slovacia, a fost una care era avocată. Păi și Zelenski ce era, actor? Nu. Se va merge din societatea civilă. Și cred că va fi o femeie. Jur. Deci vom avea o președintă a României din societatea civilă, fără povara politicianului. Uh-huh. Și se va crea. O votează, se va decide în jumătate de zi la isterie. Păi, dar am văzut și Palada. Palada a dat toate datele lui, zice... În turul 2 intră candidatul PSD cu Chioveși și îl mănâncă Chioveși. N-am niciun. Dacă vreți, dacă Chioveși decide să candideze, nici nu va mai fi turul 2. Doamnește! De ce vreți să candideze? Nu, va fi candidat. Eu vreau.
Eu vreau nene. Are toate datele. Eu le-am și zis ăstora de la PSD-PNL. Voi guvernați în sprijinul candidaturii lui Chioveș. Fiecare zi de guvernare PSD-PNL este o zi de argument pentru candidatura lui Chioveș. Nu numai asta, sunt domnul Chisachie. Sunt hoți, sunt ticăloși, sunt trădători de țară, sunt ostentativi, sunt agresivi, pun presiune pe presă, strâng prea tare presiunea societății. Nu lasă niciun debușeu și va veni Chioveși sau una precum Chioveși, pe profilul lui Chioveși și va rupe... Nu, pentru că domnul Chisachie, Chioveși are un mare avantaj de când era pe vremea Binomului și a creat fani. Bun. Foarte, nu știu, și-au creat degeaba, îmi spune. Eu vorbesc pe bune, adică oameni care ca și Clotil, care votează pe ea și... Mai am și o fantezie, exact, ca ți-a adus-o în discuție, să o realegem și pe doamna Clotil Darmand. Asta, da, va fi realeasă. Dar pe asta vreau. Adică pe Clotil și pe Nicușor, în cotură cel puțin. Vreau să nu cunoaște ce înseamnă fanii. Indiferent ce faci, ea e bună. Păi asta, da. Și... Mi se pare că oricum amândoi merită cel e puțin bună, un mandat. E bună dacă sta de vorbă cu un fan Nicușor Dan, vă se vă spune că el e genial, da. Dar nu-l lasești. Nu-l lasă mafia. Așa. Mafia. Ca la unul... La... Pariem acum cât mai sunt 2 ani. Sper că apuc un umor. Haideți. Pariem că ea va fi președintă? Cine? Chioveși. Eu nu zic că ea neapărat, dar cineva cu profilul ei. Da, sunt de acord. E greu să mă el. Și este greu să ne imaginăm că se vor trezi ăștia de la PSD-PNL și vor începe să facă, să e, domnul, lasă demagogia deoparte. E, să... este și greu pentru că trebuie să-i găsești notoritate are. Și v-am spus, profilul este acesta. L-a anunțat, culmea, Cioloș. Va fi din societatea civilă, pe tema... Dar apropo de Cioloș, nu vi se pare că e ceva foarte... dubitativ aici, Cioloș în toate sondajele, deci Cioloș care de când s-a rupt de USR n-a mai existat în spațiu public, n-a mai dat niciun interviu, ăia care au plecat cu ei, la fel, n-au mai apărut pe nicăieri, au stat numai sub pat. Dom'le, e constant 4% în toate sondajele. Da. Uite azi, am văzut un sondaj, da, de ce nu știu dacă e public sau ceva, e 4, stați așa, e 4%, ia, că vă zic exact topul partidelor. Unde-i, mă, că l-a pus, îl primisem de la Dan. Dan, ești pe frecvență? Mai de la o dată. În fine, nu-l găsesc, nu mai știu unde l-am văzut. Pe un grup aici. Dar eram semi-adormit când l-am deschis. Gata, l-am găsit. PSD. Deci dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu reprezentanții cărui partid ați votat dintre următorii. PSD. 36%, PNL 19%, AUR 14%, USR 11%, UDMR 4%, mă rog, 5, puneți cu 5 că l-ai garantat. Poate 5, obligatoriu. Da, Reper 4%. Da. Per îl 3, trage, PUM trage, 2, dumneavoastră Pro 2. Dumneavoastră nu sunteți deloc atent la personalitatea. Șoșoacă 1. La personalitatea lui Cioloș. Nu, stați un pic. Deci, nu, dar vă las. Păi nu, el reușește să îmbine, o să râdeți. Pe de o parte, electoratul de tip userist, dar la care se adaugă și o parte a electoratului care are încredere în el că e un politician. Ascultă, nu, eu nu... Păi și USR care, ce noima existenței mai are dacă toate lucrurile astea sunt trupate de Cioloș? Adică, care mai e profilul votantului USR? Cum bă? Păi dacă el înmagazinează toate lucrurile astea, păi pentru că cumva... este bere de drulă, e acceptat și de useriști, de o mare parte, dar și de o parte a electoratului penalist. Uh-huh. Eu greu, n-am cum să... Instinctul meu îmi spune că el exprimă și politicianul pe care vor vota și PSD și peneliști. Da? Păi el nu e drulă, nu e năsui, nu e... Bulai, nu e exagerat, s-au auzit pe el cu chestii exagerate, cu... Gândiți-vă la exercițiul extraordinar care a fost ăla când a candidat ca premier. Da. Adică are ceva din useriștii clasici, adică de tip drulă și Clotil, dar o mare problemă, dărâmă. Uite, hai să ne amintim de drulă, da? Da, cu Ranga. Păi și a pus ceva în loc. Și mai e încă o chestiune, domnul Chisachie. Ei sunt, ca dumneavoastră nu i-ați cunoscut, pe cederiștii din anii 92-96.
ăia țărăniștii cu care voi să spui, domne, o fi fost ăla comunist, dar e bun. Nu. Și ideea... Uite, ne scrie cineva un comentariu drăguț. Nicușor Dan președinte, să simtă toată țara. Corect? Nu doar la București. Aș fi de acord.